Bună, dragilor, eu sunt Stella. Astăzi vă prezint un desert delicios cu șmalguguță de clătite. Cealaltă cușmă v-am prezentat-o cum se prepară, dar haideți să vă arăt și varianta simplă sau varianta leneșilor, cum îi zic eu. După ce ați pregătit, dragilor, clătitele, avem nevoie de 10 clătite. Vom pregăti crema din 600 grame de smântână. Așa. Și mascarpone 500 de grame. Și mai adăugăm 180 de grame de zahăr. Dragilor, această cremă nu se mixează foarte mult și nu la viteză maximă. Și acum punem vișine sau cireșe congelate, puteți folosi, se mai vând în magazin. Venim cu un pic de lapte condensat. Și acum vom rula clătita în felul acesta. De ce vă arăcăm? Și aici este asistentul meu. Domnul Roscătură. Uite, mă, coa. Uite la mine. Și acum pregătim un pat de cremă și primul strat îl formăm din 4 clătite. Asta este cu șmalguguță pentru leneș, că normal se face altfel. L-am prezentat pe canal mai multe rețete de cu șmalguguță, dar vă arăt și una mai rapidă, așa, din clătite. Când nu aveți timp sau chef să coaceți, clătitele se fac ușor pe tigaie, țac, țac și gata, și gătiți un desert delicios. Așa, frumos. Și acum venim cu următorul strat din 3 clătite. La mine sunt clătite din alea mari. Nu mai știu cât e diametrul la tigaie, dar e cea mai mare. Sunt clătitele pe care le vând la rulotă și am zis că facem din ele și cu șmalguguță. V-ați prins. Mergem cu ele până în sus. Mai avem două straturi, doi și 1. Domnul Roșca, te rog frumos să pleci de aici. Așa. Și am construit cușma noastră. Și acum trecem la pasul următor. Vedeți cât de rapid e? Pac, pac, în câteva minute și desertul este gata. Și credeți-mă că este foarte gustos. Și să nu fie tortul nostru de la pierdut așa în zare, venim și cu un pic de decor. Să nu ziceți, băi, Stella, ce tort faci tu aici, ce cu ăsta, mă, așa, vai de mintea lui. Îl facem un pic așa, mai de, să fie și el cât de cât festiv, nu chiar să ne râdă lumea. Așa. Voi pregăti o glazură foarte rapidă din 100 ml de lapte condensat și 2 linguri de cacao. Cu blenderul o să mă tocim aici. E, și acum venim cu glazura asta pe aici și ne distrăm. Cel mai mult îmi place faza asta când să mă distrez cu ciocolata pe alb. Am o satisfacție nebună. Cred că doar asta îmi place cel mai mult. Finalul. Așa, și venim și pe blat ca să fie totul dintr-o poveste. Să nu vă fie frică să improvizați. Dulciurile, nu există perfecțiune în arta culinară. Totul este creație. Niciodată să nu vă fie frică
să testați rețete noi, idei noi. Ați văzut ceva la mine, v-a plăcut o idee, folosiți doar ideea aia, nu neapărat totul. Dar fiți curajoși, asta vă urez, să fiți curajoși. Mâine dimineață o să tăiem marginile și vă arăt finalul. Și acum voi scoate marginile. Așa. Și ca să dau un efect așa de zăpadă, venim cu niște fulgi de cocos. Improvizați dumneavoastră ce vă place. Eu pe loc așa le gândesc întotdeauna. Așa se prezintă cușmalul Guguță de clătite, dragilor. E un desert delicios. Eu vă-l recomand cu drag să-l pregătiți. Se prepară rapid și merită să-l testați măcar o dată. Cu siguranță o să vă îndrăgostiți de acest desert. V-am pupat și să aveți un an nou fericit!